Bucătăria, inima casei, locul unde ne petrecem mai mult de jumătate din zi. De ce spun inima casei? Pentru că aici gătim, aici ne depozităm alimentele și aici mâncăm. Unde mai pui că mai stăm și la discuții cu prietenii. Când vorbesc de o bucătărie, trebuie să fie în primul rând funcțională și apoi să fie și estetică. În bucătăria asta s-a folosit piatra, piatra naturală. Și când spun piatra naturală, eu știu, poate că vă pun cumva pe gânduri. De ce aș folosi piatra naturală în bucătărie? De ce? Pentru că este un material din ce în ce mai căutat, este un material natural, așa cum ai spus și tu. Așadar, avem în fiecare bucătărie un alt aspect, o anumită unicitate și, în același timp, avem și niște costuri extrem de mici față de materialele compozite de pe piață. Ca raport față de materialele compozite, ce înseamnă costuri mici? Ca și raport, avem undeva o medie, acum contează foarte mult și ce compozit alegi sau ce alt material alegi, dar în medie avem undeva de 5 ori mai mic prețul față de un compozit. Da, dar compozitul știu că se poate face la dimensiuni foarte mari, cu piatra până la ce lungime ale blaturilor putem să mergem. Contează foarte mult și materialul pe care îl alegem, dar trebuie să ținem cont de faptul că orice blat sau glaf, traptă, orice piesă la comandă se taie dintr-o lastră. Lastră înseamnă o foaie mare de piatră din care noi decupăm anumite dimensiuni. Media noastră este de obicei undeva în jur de 2 metri lungime. Într-adevăr, în funcție de material, în funcție de lucrare, se pot cumva alterna aceste dimensiuni, sau mai bine zis, putem uneori merge și pe dimensiune mai mare, atâta timp cât ne permite și lățimea pentru un transport în siguranță și pentru un montaj în siguranță. Ne putem juca și cu grosimile? Da, media este întotdeauna de 2 cm, pentru că este într-adevăr și costul cel mai mic. Următoarea ar fi de 3 cm din punct de vedere a grosimii de lastră. În același timp, la blaturi se practică foarte mult dublarea, adică 2 cu 2 avem 4 sau 3 cu 3 și avem 6 cm grosime. Este o dublare aparentă, adică doar pe față. Sau se mai pot aplica și acele fuste tradiționale. Se pătează cu ulei, cu vin, cu ceai, cu cafea? De pătat, mod normal, nu trebuie să se păteze dacă respectăm regula să impermeabilizăm la montaj și după aia să avem grijă odată pe an, odată la 2 ani, în funcție de cum vedem că evoluează materialul, să îl mai reimpermeabilizăm cu un spray special, ceea ce înseamnă 2-3 minute din viața noastră, le alocăm aceste etape, dăm cu spray-ul, impermeabilizăm, am rezolvat problema. Într-adevăr, dacă am uitat cumva să facem lucrul ăsta sau am pătat cu vin și l-am lăsat acolo, nu ne-am ocupat imediat de el, există și niște soluții mai tradiționale, ca să spunem așa, sunt soluții speciale, un praf și o soluție lichidă. Acolo unde este pata se pune acel praf întâi, după care se pune soluția lichidă și e sistemul de-ți trage pata la suprafață. Mariana, eu mă gândesc să folosesc piatra în lucrările mele de bucătărie, dar aș face un cadou clienților mei, un kit de întreținere. Da, ai întrebat foarte bine și noi avem clienții noștri vechi, clienții noștri fideli, care primesc astfel de cadouri. În cazul nostru s-a făcut un produs special, un kit care conține 3 produse, care arată foarte elegant, pe care îl poți oferi și cadou. Că tot plecând din bucătărie, o să invit telespectatorii în emisiunea următoare să vadă o lucrare la care s-a folosit blatul de piatră. O bucătărie spectaculoasă, deschisă într-un living unde lemnul masiv, piatra și accesoriile încântă proprietarul. Da, exact cum am avut și aici, o lucrare superbă făcută în tandem, bucătărie din lemn și piatră, exact așa, abia o așteptăm să o vedem montată și pe următoarea bucătărie la care tu acum lucrezi și pentru care vom furniza și aceste blaturi, pentru a vedea rezultatul final.